Nici bine nu a început sezonul și tehnicianul echipei FC Vaslui se arată extrem de îngrijorat de accidentări. Lotul subțire pe care îl are la dispoziție îl pune în imposibilitatea de a avea un fundaș de rezervă la partida de pe teren propriu. Gabriel Cânu, titularul de drept și totodată capitanul echipei, a suferit o întorsă în partida din Olanda și a devenit indisponibil pentru o bună perioadă de timp. După un meci la nivelul la care noi l-am jucat miercuri, apar și probleme. Este Milanov care este suspendat și sunt câteva probleme de medicale, care sunt evidente. Când nu joci la nivelul ăsta, jucători care nici n-au jucat, au probleme. Normal, sunt lucruri normale. Gabi Cânu are o întorsă, are o problemă, să vedem acum. La ora asta face un RMN în București, ieri a fost în vizită la profesorul Dinu, vom vedea astăzi ce verdict se dă. Problema este că am rămas în doi fundași centrali. Așadar, în cazul în care unul dintre cei doi fundași centrali va suferi vreo accidentare, Hizo va fi nevoit să improvizeze, la fel cum a făcut și anul trecut spre sfârșitul campionatului. Meciul dintre galben-verzi și petroliștii din Ploiești se anunță a fi un duel extrem de interesant. Vasluienii sunt dornici de victorie după un debut numai cu rezultate negative.